Ce ciocan! Bine v-am găsit, oameni buni, la acest clip. Salutare, dragi pescari și abonați ai acestui canal, Claus Fishing Channel. După cum v-am obișnuit și în clipurile trecute, astăzi am ieșit tot la o partidă de spinning. De data asta, tot pe râu, bineînțeles, dar de data asta suntem pe râul Timiș. Am ieșit tot în căutarea cleanului. După cum se vede, apa este numai bună. Sper să avem și ceva prezentări, să vă arătăm și vouă, după cum v-am obișnuit. Ce să zic, vizionare plăcută și ne auzim mai târziu. O urmărire până la... Este. Un clenuț frumos. Haide de unde l-am prins de sub barbă. Bun, să mai insistăm acolo. Unde sta mic trebuie să fie și taxul. Da, este ou și unul frumos. E unul frumos. Ce ciocan. Ce ciocan frumos. Frumos. Frumos asta. Au și prin superficial. Ce ciocan frumos. S-a dus. Intra în cura mână. Hai. Uitați ce se întâmplă dacă minciogul stă acasă. E foarte periculos prins cleanul cu mâna goală, mai ales dacă e mare, se zbate. Mi-a scăpat și mi-am fipt ancora în mână. Acum eu tot mă chinui să o scot. Durerea e mare, de ieși nu iese, care spinul. Na, vom vedea ce-mi face. Haideți că ne vedem. Ne vedem înapoi acolo. Mă duc și-l caut. Da, ce rateu. Ce-a dat în ea. Da, este. Este unul frumos. Unul frumos. Alt ciocan. Dă-mi minciogul mie. Da, uite ce ciocan frumos. E prins bine.
Este unul micuț. Micuț și frumos. Micu și frumos. E și mușcat. Prieteni, am încheiat partida. Foarte supărat, după cum ați văzut, primul ciocan, primul clean mare mi-a scăpat. Mi-am înfipt ancora în deget. Apoi am insistat un pic mai sus, la 20 de metri, am prins altul. Florin mi-a adus minciogul lui, dar era întors pe dos. L-am adus până în minciog, a sărit vreo 2-3 palme în sus și s-a eliberat și asta. Ce să fac, sunt dezamăgit că nu am putut să-i scot să vi-i arăt. Oricum s-au văzut așa în apă, i-am adus aproape de mine. Dar asta este, sunt partide și partide, peripeții și peripeții. Bun. Până data viitoare, vă doresc numai bine, fire întinse și nu uitați, dacă sunteți noi pe acest canal, să dați o abonare, să apăsați clopoțelul, să primiți notificări de fiecare dată când postez și când ies pe apă. Și bineînțeles, dacă vă place ce fac, să dați o distribuire. Numai bine!